Din funcția de președinte al Consiliului Dirigent, Iuliu Maniu a reușit în ceea ce privește administrația, integrarea rapidă a Transilvaniei în România reîntregită. S-a evidențiat în primul rând scene politice printr-o moralitate ireproșabilă, motiv pentru care era numit Sfinxul de la Bădăcin, locul unde a copilărit și unde se retrăgea pentru a se odihni și a gândi tactica politică în lupta cu Partidul Național Liberal. Provenea dintr-o familie ilustră. Tatăl său, avocatul Ion Maniu, era nepotul lui Simion Bărnuțiu, iar mama sa, Clara, era sora memorandistului Iuliu Coroianu. A urmat cursuri universitare la facultățile de drept din Cluj, Budapesta și Viena, în anul 1896 obținând doctoratul în științe juridice. A debutat în activitatea politică din vremea studenției, devenind membru al Partidului Național Român la vârsta de 18 ani, și s-a numărat printre susținătorii replicii, inițiate de Aurel C. Popovici, contra pactului dualist din 1867. În 1897 a fost ales în Comitetul de Conducere al Partidului Național Român, devenind astfel unul dintre fruntașii politici ai românilor din Ardeal. După terminarea studiilor, s-a angajat ca jurisconsult al Mitropoliei Române Unite de la Blaj, funcție pe care o va îndeplini până în anul 1915. Ascensiunea politică a explodat după ce la conferința Partidului Național Român s-a decis adoptarea tacticii activismului. În aprilie 1906, Iuliu Maniu, reușind să câștige competiția electorală cu 558 de voturi, ca la 21 mai 1906, să rostească primul său discurs parlamentar, fiind întrerupt de aproape 50 de ori de deputații maghiari. Când un deputat ungur a declarat, ignorând că în așa zisa Ungarie mare din cuprinsul Imperiului Habsburgic ungurii erau minoritari, că România era un mic stat balcanic zdrențuit, Maniu a replicat, nu este zdrențuit, ci sfâșiat. În iulie 1914 a izbucnit primul război mondial. Alături de ceilalți fruntași ai Partidului Național Român, a refuzat să semneze declarația cerută de guvernul de la Budapesta, prin care se solicita intrarea României în război alături de Austro-Ungaria, refuz ce l-a trimis pe frontul din Italia. Pe perioada războiului a revenit de multe ori în Transilvania, unde a discutat cu fruntașii ai Partidului Național Român despre acțiunile ce urmau a fi întreprinse pentru eliberarea de sub asuprirea maghiară. În luna octombrie 1918, locotenentul de artilerie Iuliu Maniu se afla la Viena, acolo constituind Comitetul Național al Românilor din Transilvania și Senatul Central al Ofițerilor și Soldaților Români, organizații inițiate pentru organizarea militară a românilor din Armata Austro-Ungară. În zilele ce au urmat, a acționat pentru organizarea foștilor militari români din Armata Austro-Ungară și trimiterea lor în Transilvania, unde s-au pus la dispoziția Comitetului Național Român Central. La 3-5 noiembrie, Comitetul Național Român Central a publicat manifestul Către Popoarele Lumii, prin care au comunicat hotărârea de a convoca o mare adunare națională a românilor care să voteze unirea tuturor teritoriilor din Austro-Ungaria locuite de ei cu Regatul României. Cei 1228 de delegații ai românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească au votat o rezoluție care decretează unirea acelor români și a tuturor teritoriilor locuite de dânsii cu România. Adunarea națională proclamă îndeoseb dreptul inalienabil al națiunii române la întreg Banatul cuprins între râurile Mureș, Tisa și Dunăre. După adoptarea în unanimitate a rezoluției, Marea Adunare a ales un organism numit Marele Sfat Național Român din Transilvania pentru a reprezenta interesele românilor până la convocarea viitoarei adunări constituante a României Mari, iar în sânul acestuia un organism executiv, numit Consiliul Dirigent. În funcția de președinte al Consiliului Dirigent și ministru de interne, a fost ales Iuliu Maniu.
toate actele și deciziile au fost aduse la cunoștința poporului adunat la 1 decembrie 1918 la Alba Iulia. După încetarea din viața lui Gheorghe Pop de Băsești, Conferința Națională a Partidului Național Român l-a ales în funcția de președinte al partidului pe Iuliu Maniu. În alegerile din noiembrie 1919, primele pe baza votului universal, Partidul Național Român, obținând 169 mandate de deputat și 76 mandate de senator, cel mai mare număr dintre partidele participante. A fost începutul activității marelui om de stat în capitala României Mari. După ce Consiliul Dirigent a fost dizolvat prin decretul regal din 4 aprilie 1920, s-a preocupat de realizarea unei colaborări cu principalele partide democratice din vechiul regat. În lupta împotriva cabinetului Averescu, s-a produs o apropiere treptată de Partidul Țărănesc, aflat sub conducerea lui Ion Mihalache, mai ales după eșuarea tratativelor cu Ionice Brătianu privitoare la fuziune. Mai mult, după victoria național-liberalilor în martie 1922, Iuliu Maniu a desfășurat o luptă aprigă împotriva lui Ionice Brătianu, soldată cu neparticiparea la încoronarea regelui Ferdinand și a reginei Maria ca suverane ai României la Alba Iulia și la București. Partidul Național Român și Partidul Țărănesc au motivat că festivitățile încoronării au fost coborâte la rolul unor simple manifestații de partid. O nouă campanie energică împotriva partidului de guvernământ a fost declanșată cu prilejul dezbaterilor privind adoptarea noii Constituții. În perioada următoare, Maniu a acționat pentru colaborarea cu partidele din opoziție pe o platformă antiliberală. După fondarea Partidului Național Țărănesc, lupta s-a intensificat. Astfel, pe 8 noiembrie 1928, Iuliu Maniu a fost desemnat președinte al Consiliului de Ministri. Comentând numirea, ziarul Dreptatea nota: vremea în care libertățile și drepturile poporului românesc înscrise în legile țării nu mai sunt literă moartă, a sosit. La alegerile parlamentare din 12 decembrie, Partidul Național Țărănesc a obținut cel mai mare succes electoral înregistrat vreodată de un partid politic din România în perioada interbelică, 77,76% din voturi. Fericire, guvernarea Maniu s-a confruntat în anul 1929 cu criza economică mondială ce a afectat grav și România, iar Maniu nu a găsit soluții pentru stoparea scăderii producției. Ca urmare a deteriorării situației economice, s-au înregistrat ample mișcări sociale. Înăbușirea în sânge a grevei minerilor din Lupeni în august 1929, când s-au înregistrat 22 de morți și 58 de răniți, a generat un adevărat șoc pentru cei care speraseră că național-țărăniștii vor inaugura o eră nouă în istoria României. Mulți români au început să aprecieze că situația putea fi redresată de principele Carol. Acesta a sosit inopinat la București pe 6 iunie 1930 și i-a telefonat lui Iuliu Maniu,
care i s-a adresat cu bine ați venit, Alteța. După discuția avută și neacceptarea unor propuneri de către prinți, Maniu a prezentat demisia guvernului pe 7 iunie, invocând considerente de ordin moral, și anume că nu putea contribui la detronarea regelui Mihai I, căruia îi jurase credință. Mai târziu, când prin lovitura de stat din 10 februarie 1938, Carol l-a demis pe Octavian Goga de la președinția Consiliului de Miniștri și a constituit un guvern al său, în frunte cu patriarhul Miron Cristea, Maniu l-a avertizat: Majestate, faceți o neiertată greșeală, ale cărei consecințe sunt incalculabile. Au urmat ani negri. Sfâșierea României de către Stalin și Hitler, intrarea României în război de partea unuia dintre agresori, Hitler, și victoria celuilalt, Stalin, care a sădit în pământul României semințele rusofiliei. Cum l-au considerat comuniștii, acești străini, chiar dacă mulți aveau nume românești, pe Iuliu Maniu? I-au intentat un proces numit, culmea nerușinării, al Marii Trădări Naționale și l-au condamnat la închisoare pe viață. Odată cu el au fost pedepsiți toți creatorii României mari, iar naționalismul a fost decretat a fi un păcat de moarte. Condamnare ce este în vigoare și astăzi.